Deschidem Biblia la Filipeni, epistola lui Pavel către Filipeni. La capitolul 1 voi citi versetul 20 și versetul 21. Filipeni, capitolul 1, versetul 20. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Amin. Ocupăm locurile. Mulțumesc Domnului pentru că sunt în mijlocul dumneavoastră. Am mai fost de câteva ori de fiecare dată când am venit, am venit cu teamă, am venit pe la adunări generale, am venit așa în zone mai sensibile, însă astăzi am venit cu inima deschisă. Vreau să vă spun că totdeauna când sunt într-o împrejurare de felul acesta, mă bucur că pot să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur că Dumnezeu este prezent între noi și Dumnezeu este Cel care ne poate asculta și ne poate binecuvânta. Vă aduc și eu salutul bisericii noastre din Freiburg. Am încercat să fac cu fratele Nel o înțelegere aici. Și am spus, dați-ne voi fete, noi avem băieți mulți, dar n-am reușit. Fratele Nel a și el are băieți. Fete, îți greu de găsi fete. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze bisericile din Germania Amen. și Domnul să ne facă să trăim pentru El. Totuși, așa public, invit corul la Freiburg. Împreună cu păstorul, când aveți pe inimă să ne faceți o vizită, veniți și la noi. Vă primim cu bucurie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Au vorbit frații aici și m-am gândit că în continuare să vorbesc câteva lucruri, dacă frații au vorbit despre botez, au vorbit, de, au vorbit, despre modul în care trebuie să ne botezăm, aș vrea să vorbesc câteva lucruri pe care le facem după botez, că și asta e important. Domnul Iisus Hristos, în trimitere pe care o face ucenicilor, în Matei, în capitolul 28, spune Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură, botezându-i. În numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățații, ca să păzească tot ce v-am poruncit eu. Am luat uh, versetul acesta de la Apostolul Pavel, pe care îl vorbește filipenilor și am vrea în câteva lucruri să vedem viața noastră. E valabil pentru cei care ne-am botezat de mulți ani, un frate îi spunea de uh, 30 de ani. Eu sunt trecut de 40 de ani de când am luat botezul și încă am decorectat. Sunt lucruri pe care le-avem decorectat în viața noastră. E valabil și pentru cei care se botează astăzi. E valabil și pentru cei care vor ca să se boteze pe viitor. Pentru că am înțeles din Sfânta Scriptură că botezul trebuie ținut. Amin. Și să vedem cum ținem botezul în continuare. Pavel, aici, în Filipeni, în capitolul 2, vorbește. Și spune la versetul 12: Astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Cu frică, cu tremur, mântuirea e nevoie să o ducem până la capăt. Capătul știm undei. Capătul este la moarte. Acum, și moartea are două înțelesuri. Unii spun când voi muri. Dar să știți că eu înțeleg și la căsătorie, când bărbatul, când soțul, mirele, este întrebat până când ai să o iubești? Și el spune până la moarte. Eu înțeleg moarte când ne desparte moartea, dar înțeleg și moartea cealaltă să îmi dau viață pentru soția mea, așa cum se vorbește astăzi aici, nu? Și asta e tot moarte, nu când îți dai viața pentru soție. Asta înseamnă să-ți iubești soția până la moarte, indiferent de circumstanțe și botezul este tot la fel, dacă e cazul, ne dăm viața pentru Domnul Isus Hristos e un lucru pe care îl găsim în Sfânta Scriptură. Ce putem face după botez? Am luat botezul și de aici e nevoie de o creștere a noastră. Suntem ca niște copii născuți din apă și din duh, copii care au nevoie de creștere spirituală. Aici în Filipeni, în capitolul 1, dacă citim în versetul 8, spune că și martor, îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. Dragostea să crească. E nevoie ca dragostea aceasta pe care noi o avem pentru Domnul Iisus Hristos să crească în inima noastră, în viața noastră. Dacă dragostea rămâne numai la nivelul că uh, am încheiat un legământ cu Domnul și de aici înainte am rezolvat problema, am pus mântuirea în buzunar, îl așteptăm pe, pe Domnul să vină și când o veni, neapărat, nu se poate să lipsim de acolo. Ori lucrurile nu stau așa. Dragostea noastră pentru Hristos crește. S-a amintit astăzi și în lumea creștină vestică, partea catolică, evanghelicii de aici din Germania sărbătoresc intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim. Știți că Domnul când cobora spre Ierusalim, s-a uitat spre cetate și când s-a uitat, i s-a făcut milă, a plâns pentru ea. Și cuvintele Domnului spuneau așa, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Știți că sunt lucruri care ne pot da pacea. S-a amintit un verset aici, tineri au cântat o cântare, în Isaia 53 spune, Pe diapsa care ne dă pacea a căzut peste cine? Peste el. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. El este pacea noastră care din doi a făcut unul, Domnul Iisus Hristos, El este pacea noastră și o să facă Domnul pacea să rămână cu noi, cu toții. Amen. În Iov, în capitolul 22, versetul 21, acolo omul lui Dumnezeu spune, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea ce? Pace. E nevoie de o împrietenire cu Dumnezeu. În viața pe care o trăim, să cauți să fii prieten întotdeauna numai cu El. Voi sunteți prietenii mei, spunea Domnul Iisus Hristos, dacă faceți ce vă poruncesc. Dacă vrem să fie Domnul prietenul nostru, să facem ce ne poruncește El. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mântuirea o ducem până la capăt. Sunt lucruri care nu le putem lăsa. În 1 Corinteni, în capitolul 15, spune, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați crezut, în care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o eu. Altfel, deja v-ați crezut. Deci uitați-vă, credința aceasta, și Pavel spune aici, dragostea voastră să crească. Când crește dragostea, cresc toate. Cresc toate. Când crește dragostea, cresc multe lucruri în viața noastră. Doresc în ziua aceasta să nu uităm în continuare. Și pentru cei care ne-am botezat, dacă lucrurile acestea încă mai avem lipsuri la ele, e bine să le punem la inimă să ne apropiem de Domnul. Că Domnul vine curând. Biserica din Filadelfia, din Paris, cred că pe unde am mers în bisericile din Filadelfia, ca am au salutul ăsta și noi îl avem la Freiburg, dar bisericile din Filadelfia lau au, că e biserica din Filadelfia, din Apocalipsa. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cu una. Și uitați-vă, Domnul când vine, ne vrea pe toți cu niște valori în inima noastră, să păstrăm aceste valori și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un al doilea lucru despre care aș vrea să vorbesc, în versetul 10, în Filipeni, în capitolul 1, de unde am citit, spune, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Isus Hristos. Amen. E nevoie numai dacă trăirea noastră este Hristos, moartea este un câștig. Și în trăirea aceasta, Pavel spune, ca să știți să deosebiți lucrurile alese, lucrurile alese pe care Pavel le vorbește aici, sunt lucrurile alese de inima mea, sunt lucrurile alese de firea mea, sau sunt lucrurile alese ale lui Dumnezeu. Roman capitolul 12 spune, ca să știți care este voia lui Dumnezeu, și cea bună, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri în lumea aceasta în care trăim noi și multe lucruri prin privirea noastră, prin uh, poftele firii noastre pământești, ne-ar putea atrage pri, uh, în curse multe lucruri. Știți, omul cel mai puternic care a fost pe pământ, căruia Dumnezeu i-a dat putere și nu i-a stat nimeni împotrivă, omul acesta. A întors privirea spre un lucru care era în, în dilemă, nu era scris în legea lui Dumnezeu, dar el l-a vrut. Și când părinții au spus, nu avem voie să facem lucrul acesta, știți ce a spus Samson? Ia-o, că îmi place. Sunt lucruri care ne plac, ne plac inimii noastre, ne plac firii noastre. Sunt lucruri din lumea noastră. Și spunem de multe ori, de ce? Ce are Dumnezeu împotrivă? Care, care este voia lui Dumnezeu cu privire la lucrul ăsta? Nu scrie nimic? Ba mai mult, dacă cumva le găsim prin scriptură, căutăm versete să ne apărăm cu ele și să arătăm că dorința noastră este o dorință după Cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, Pavel spune să știți să deosebiți lucrurile alese ale lui Dumnezeu. Știți că iudeii din Berea aveau o inimă aleasă? Ce făceau ei? Tot ce ascultau aici, așa cum suntem noi, ascultăm Cuvântul Domnului, când mergeau acasă, citeau, deschideau Cuvântul și vedeau oare ce ne, ce ne s a spus la biserică este adevărat. Acum nu să mai pune problema uh, uh, iudeilor din Berea. Acum. Uh, mai nou, imediat căutăm pe telefon, nu mai ales dacă e o problemă și să căutăm să vedem că cel care a vorbit, ți-e o greșit aici. Dar asta e o altă linie. Să știi să deosebești lucrurile alese, înseamnă să fii matur. Să cauți lucrarea neprihănirii. În capitolul 32 din Isaia, în versetul 17, spune lucrarea neprihănirii va fi pacea. Uitați-vă al lucru care Domnul spunea, dacă ai fi cunoscut lucrurile care ți-ar fi dat pacea. Neprihănirea îți dă pace. Dacă ești om neprihănit, vei fi în pace, în pace în inima ta, inima ta va fi plină de pace, pace vei răspândi în jurul tău și noi suntem chemați ca să putem ca să trăim pentru Hristos, suntem chemați să deosebim lucrurile alese. Câte lucruri alese le găsim în Scriptură și noi le putem deosebi bine dintre lucrurile lumii și să fim atenți că și diavolul știe bine să pună lucruri contrafăcute. Știe bine și au lucruri contrafăcute toate duhurile întunericului luptă împreună ca să, dacă pot, și pe cei aleși să indită la Domnul Isus Hristos, o venit diavolul și o zis, ești Fiul lui Dumnezeu, ești flămând. Ai pustit 40 de zile. Apoi locul în care ești este un loc pustiu, nu-i brutărie, n-ai nici grâu, n-ai nici făină, nu poți să faci o turtă, nu poți să faci nimic, e pustiu. E greu, nu ai de unde să iei nimic mâncare, nu se găsește aici. Și ai putea, ești Fiul lui Dumnezeu. Și dacă poruncești pe trei cu siguranță să face pâine, nu era o problemă că Domnul Iisus era flământ, Domnul Iisus ar fi trebuit să mănânce, era nevoie de mâncare, însă motivația cu care a venit diavolul la el era o motivație greșită. Și de multe ori diavolul vine la noi cu motivații greșite cu lucruri bune, dar motivații greșite. Să fim atenți! Alegerea lucrurilor bune. Mergem mai departe. Un alt lucru pe care îl găsim tot aici în capitolul 1, versetul 15 și timp până la versetul 17. Unii este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duc de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei dintâi din Duh de Ceartă vestesc pe Hristos nu cu gâncurat și ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Un al treilea lucru despre care aș vrea să vorbesc cu privire la trăirea noastră după ce am intrat pe calea aceasta a pocăinței, după ce ne-am botezat și după ce devenim copiii lui Dumnezeu. Vorbim despre slujirea pe care o facem. S-a amintit, așa întreagă, despre modul în care slujim în biserică. Dumnezeu ne cheamă să slujim și spune aici cu bună voință. Amen. Știți despre cine se spune în scriptură că a făcut lucrurile acestea cu niște lucruri cu bună voință? Evrei, capitolul 11. Citim despre o femeie care nu era din Israel, era o femeie, despre ea se spune că era prostituată și aici spune așa în versetul 31, Evrei capitolul 11 cu versetul 31, prin credință n-a perit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți pentru că găzduise iscoadele cu bună voință. Și este trecută Iacov capitolul 2, o trece acolo la faptele credinței, bună voință, Dragii mei, modul în care noi slujim, modul în care te pui în slujire pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat nu numai să fim uh, copii și să cerem tot. Ne trebuie una, ne trebuie alta. Uh, avem tot nevoie. Dumnezeu ne-a chemat să și lucrăm. Dumnezeu ne-a chemat să ne punem în lucrarea lui, să fim oameni care prin noi Dumnezeu să lucreze evangelizează lumea, ne edificăm unii pe alții, îl glorificăm pe Dumnezeu, dar fiecare în parte, noi ca un trup, ca un tot unitar, suntem și facem parte din casa lui Dumnezeu, din casa Domnului. Nu putem spune că fac parte numai cei care slujesc, dar cei care nu slujesc și care vin la biserică, ei nu fac parte din casa Domnului. Ba da, dar Domnul ne cheamă pe fiecare să ne facem slujirea în dreptul nostru. Unul este la ordine, unul, așa cum se spunea, eu știu, mătură pe afară, unul se duce la cei bolnavi, unul mângâie pe altul, altul îmbărbătează, altul sfătuiește, altul cântă, altul predică, dar toți avem de lucru, importante, motivația slujirii noastre. Când ești copilul lui Dumnezeu, Pavel spune, unii slujesc, din du de ceartă, alții din slavă de șartă, adică eu îmi pun darul, talentul meu la dispoziție sau uh, slujirea mea la dispoziție și o fac pentru un câștig, să câștig faimă, să vedeți că eu predic sau să vedeți că eu cânt, să vedeți că eu știu să spun poezii, să vedeți că eu când mi se încredințează o lucrare, o fac cum nu o face nimeni. Motivația slujirii noastre, Pavel spune... Cu bună voință și din dragoste, Dumnezeu să ne ajute! Dumnezeu cheamă pe toți oamenii pe care i-a adus în casa Lui să lucreze și suntem lucrători împreună. Care este motivația? Cum slujești? care e slujirea pe care o faci? E adevărat că de multe ori când ai nevoie de slujire și să te pui în slujba Domnului, primul lucru știți la care ne gândim noi? Dacă avem timp. Ăsta e primul lucru. Dacă avem timp, nu? Dacă vrei să cânți în cor, pentru că corul e aici, trebuie timp. Trebuie timp. Dacă eu predic Evanghelia, pot și acasă și eu știu, mă duc cu trenul, pot și pe tren să mă uit prin cuvânt, însă ei niciodată nu vor putea cânta în cor dacă nu sunt prezenți toți aici la repetiții. așa -i? Nu pot cânta în cor. Trebuie timp. Trebuie timp în toate lucrurile și prima motivație, n-am timp, Frate, aș face. Astea -s. Scuzele pe care noi le avem imediat în buzunar. Aș face, frate, n-am timp. Aș face, am multe probleme. Aș face, lucrez foarte uh, un timp îndelungat. Aș face, însă Domnul ne cheamă din. știți ce înseamnă din dragoste? Să renunț. Să renunț. Nu? Soțul din dragoste, pentru că își iubește soția, renunță la caracterul lui. El nu spune soției auzi, eu așa sunt, de când știu eu, eu sunt așa, eu așa am fost acasă. Tu trebuie să știi că eu sunt așa și să faci după cum. Nu, soțul iubește și când vede că ea se supără, el renunță la tot ce este el ca să nu-și nu supere soția. Așa se lucrează, nu, așa și în biserică. Domnul Isus Hristos vrea să renunțăm la multe lucruri pe care noi le avem ca scuze și să ne apropiem de Dumnezeu așa cum ne vrea El. Amen. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta și să ne ajute și Domnul să ne dea putere. Dragii mei, în lucrarea lui Dumnezeu, fiecare este chemat să slujească. Dacă nu slujești, să-ți pui întrebarea de ce, dacă slujești și slujirea ta este lăsată în urmă din cauza altor lucruri. Dumnezeu vrea ca toate aceste lucruri să le facem cu bunăvoință, să fie în inima noastră, să nu tot te întrebe fratele, să nu-ți spună cel care uh, ai făcut sau n-ai făcut, frate să vezi, stai puțin, mai fac, mai ai răbdare, trebuie să fac altceva și apoi voi... Nu, întâi pentru Domnul. Știți ce a spus Ilie în casa văduvei? Când s-o dus și-o zis, fă -mi mie întâi. Văduva a zis, atâta am, fac o turtă, voi mânca eu și fiul meu. Și după aia așteptăm moartea. Și Ilio a zis, nu, întâi fă mie, că viu este Domnul, că făina nu se va împuțina și unde lemnul nu va scădea. Fă întâi pentru Domnul. Motivația slujirii contează în continuare pe drumul pocăinței. Și apoi un ultim lucru despre care aș vrea să vorbesc, îl găsim în Filipenii 1 cu versetul 27. Aici spune, nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Pe lângă lucrurile pe care Pavel le spune filipenilor, dragostea voastră să crească, să fiți maturi, să știți să deosebiți lucrurile alese, să aveți o motivație bună, sfântă a slujirii voastre, Pavel spune să aveți demnitate, să vă purtați într-un chip vrednic. Fără chipul acesta vrednic, în Efesenii, capitolul 4, cu 1, vă sfătuiesc dar eu cel l întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Și de ce să nu citim? Versetul următor spunea în capitolul 4: Cu toată care echipul vrednic, cu toată smerenia, în blândețe, cu un de lungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții cum? Dragă. Și revenim la prima. Dragostea asta tot trebuie să crească. Să fie cât mai mare, să fie cât mai multă. Să binecuvinteze biserica Maranata din Sinsaim cu multă dragoste și pe noi. Îi nevoie de o purtare într-un chip vrednic. Și lucrurile acestea lasă de dorit în biserica Domnului. Purtarea aceasta într-un chip vrednic. Poate de multe ori avem de-a face și ne luptăm cu partea exterioară, dar să știți, problema nu-i din la de parte exterioară, problema e de inimă. Domnul Isus Hristos spune: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Dumnezeu vrea ca chipul acesta să îl, să ne purtăm. Dacă ar fi să mergem în scriptură cu privire la chip apostolul Pavel spune copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în, în voi. Hristos să iei echip în noi. Și în chipul acesta vom putea să trăim și ne vom putea duce mântuirea până la capăt. Dragii mei, doresc în ziua aceasta și pentru cei care se botează și vor încheia legământ cu Domnul, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să le binecuvinteze hotărârea lor și să-și ducă mântuirea până la capăt. Amen. Și pe noi care venim pe calea pocăinței, să ne ajute Domnul să ne duce mântuirea până la capăt. Amen. Să putem în ziua aceea să fim acolo, lângă Domnul Isus Hristos. Când va veni Domnul pe norii cerului, va vedea și la noi, ne va cunoaște. Mi-a venit în minte întâmplarea pe care o spus-o fratele Grigore. Când s-a uitat, a văzut că nu era așa și o rămas în aeroport, nu? S-ar putea, Domnul, când vine, El are echipul Lui și ne trece prin chipul Lui. Și dacă nu te găsește după chipul Lui, rămânem în aeroport. Important e să zburăm și Dumnezeu, în ziua aceasta, să ne binecuvinteze pe toți și să ne facă pe toți mântuiții Lui. Amin. Amin.